Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie. Am să iau așa, din vârf, blatul cu un e nemaipomenit. Umplutura senzațională. Numai cuvinte de laudă pentru această rețetă. Apoi n-are cum. Sezon de cireșe fără plăcintă de cireșe. Nu se poate așa ceva. Dragii mei poftijoși, ingredientele cele am aici, le găsești acolo jos în descriere. Vreau să fac pentru voi o plăcintă rapidă de cireșe. Nemaipomenit de gustoasă, foarte ușor de făcut, cât ai clipi. Așa că în cele ce urmează, asta facem. Acum, hai să gătim. Cireșelile ce le am aici sunt minunate. Uitați și voi aici ce bine s-au făcut. Așa că am să spun ce trebuie să faci cu ele pentru plăcintica asta. Le rup codița, le duci la spălat, le speli bine, după care iei un băț de ăsta de frigărui și scoți sâmburile. Pui aici pe țugoi și împingi. Împingi până ți iese sâmburile afară. Uite așa. Ia cătă-l ce bine a ieșit. Și de asta ai nevoie, fără sâmburei. Ai aici undeva la vreo 200 de grame de cireșe, ar trebui să-ți ia undeva la 10 minute să le curăți, nu mai mult. Așa că în cele ce urmează, asta fac. Le scot codița, le spăl, le curăț de sâmburi, după care continuăm cu plăcinta. Acum, hai să-ți arăt cât de repede se face acest aluat. Iar pentru aluat am nevoie de 300 de grame de făină de grâu. Pun aici în bol, o linguriță rasă de sare. Dulce fără sare nu merge. 40 de grame de zahăr pudră, pun aici. Două călbionușuri de ou și, hei, nimeni nu-i perfect. Am spart unul, asta e. Pun peste. Și aici, poftișoșilor, am 200 de grame de unt de 82% grăsime, unt pe care am să-l dau pe răzătoare. Untul a fost congelat înainte, e tare ca piatra, așa că o să-mi vină ușor să-l rad. Hai, uite așa. Poți să-l lași și la temperatura camerei dacă dorești. Însă eu am zis că se amestecă mai ușor făina și se omogenizează totul mai repede. Așa că tu faci cum vrei. Și acum iau și amestec totul să fac un aluat pentru plăcintă. Uite așa. Da, cred că mai degrabă voi folosi mâinile, altfel simt lucrurile. Când obții consistența asta ca de pe smet, e bine, aluatul e gata. O să vezi imediat ce fac cu el. Și le trec printre palme și transform totul într-o mare de firmituri. Acum, hai să pun aluatul în tavă. Sau mai bine spus, firmiturile în tavă. Și ia câtă tava mea minunată cu fundul detașabil. O să-mi vină ușor la scos. Așa că pun tava aici. Nu încu nimic, e tavă teflonată și am să iau frumos aceste firmituri și le pun direct în tavă. Uite așa. Distribui bine peste tot. Un pic mai grosus pe margini. Și acum puțină presiune. Uite așa. Ia cătă ce simplu se face această plăcintă de cireșe. Și nu numai de cireșe, poți să faci orice plăcintă dorești tu în această manieră. Acest blat va ieși super crocant de la unt și va fi o nebunie cu cireșelile noastre. Și dacă te întrebi de ce l-am lăsat așa, ei bine, cireșele conțin apă, iar în acest aluat nu am pus deloc apă. Se va comporta precum o sugativă, va absorbi din excesul de lichid ce conțin cireșele și ce urmează să mai pun și va fi ceea ce trebuie. Hai, aproape suntem gata cu prăjiturica asta minunată. Acum, blatul îl duc puțin la frigider să se odihnească până fac eu compoziția de smântână pentru plăcintă și revin. Iar compoziția mai simplă de atât nici că se putea. Am aici 400 de grame de smântână grasă. Smântână grasă de 30% grăsime. Peste această smântână vin și pun 50 de grame de zahăr. Zahăr normal de data aceasta. Pun peste. Două întregi cu tocul albuș. Nu pierdem nimic, evident. Punem și albușurile de la gălbenoșurile, cele ce le-am pus la aluatul de plăcintă. Așa că pun și albușurile. Iau și amestec bine, bine să se omogenizeze totul. Și cât omogenizez, am să pun în ploaie și 20 de grame de amidon de porumb. Uite așa, pun peste și iau și amestec. Nu esențe, nu vanilie, nu lămâie, nu portocală. Simplu, delicios și gustos. Ce, seamănă puțin cu plăcinta aceea de aur? E bine, dacă crezi că seamănă, ți-o las aici la recomandări. Dacă ai timp, vizionează-o și pe aia. S-ar putea să-ți placă, cine știe. Un desert nemaipomenit. Hai, continui să amestec și când e gata, îți arăt ce urmează să fac. Plăcinta asta simplă și delicioasă, dacă n-ai să o faci, ai să regreți. Nu mai prezintă cocoroașa, albușul s-a bătut bine, bine. Și acum putem trece la pasul următor. De la rece vin cu blatul, îl pun așa aici și am totul pregătit. Am aici compoziția, aici cireșelele, care fac parte tot din compoziție. Am să iau frumos din cireșe și le pun frumos aici, în tavă. Le dau și o formă chiar, că, na, ne jucăm. Uite așa, le așez pe toate. Mamă, mamă, ce frumoasă o să iasă.
și gata. Ia uite tu aici ce bine arată. Au încăput la perfecție, au mai rămas câteva, dar nu le mai înghesui. Asta le servim noi așa, rapid, ca o mică gustare. Acum da, ai nimerit bine, am să pun compoziția peste cireșe. Uite așa, iau și torn în genul acesta, să ajungă peste tot, acoperim totul, nivelez puțin. Și da, pofticioșor, eu zic că sunt gata. Nu fac altceva decât duc tava la cuptor prigăzit la 180 de grade pentru să zic 40-50 de minute. Vă spun exact timpul imediat ce mă întorc de la cuptor. Așa că ne vedem curând cu ea. Ia să nu fac vreo șote, să iau așa frumos. Și da, imediat ce e gata, vin către voi, vă spun și timpul și cum e. Hai. Gata, pofticioșor, ia cătă-o, ia uite tu ce bine arată plăcinta asta de cireșe, nemaipomenită și cum miroase de zile mari. Dragi pofticioși, am aici o plăcintă pe cinste. Uitați și voi cum arată, cum se văd aceste cireșele ușor caramelizate la cuptor. Da, am lăsat-o mai exact 58 de minute, hai să-i spunem o oră întreagă. Mi s-a părut mie că mai are nevoie de extra timp, așa că am lăsat-o. Și uitați și voi ce bine arată. Dragii mei, las plăcinta asta vreo 10-15 minute, după care o scot din tavă și am să mă las încă 2-3 ore să se răcească complet. Și apoi nu putem face altceva decât să savurăm minunăția asta. Așa că răbdare, mășer, că răbdare e virtute. Așa zic mai mari înțelepți. Hai, ne vedem cu ea pregătită de degustare sau cine știe, poate și cu scosul din tavă. Hai să vedem dacă ne descurcăm cu scosul din tavă. Mereu am emoții când trebuie să scot. Așa că am să o prind frumos și pun pe castrunelul ăsta. Și acum ar trebui să... Și-a căzut. Atât de simplu a fost. Ia că am scos-o din tavă. Ia să vedem și cum arată. Da, minunată! Uitați și voi aici ce bine arată! Da, am să o las să se răcească complet, după care tăiem, degustăm și vedem dacă e ce trebuie sau nu. Și iar câtă plăcinta s-a răcit, nu mai bună de a fi degustată. Și acum asta vom face. Am să tai o filie generoasă și urmează să degust și eu ce am făcut aici. Așa, și hai să tai. Tai o filie generoasă. Și ia privește tu aici cât de bine arată. Uite-te un pic ce frumoasă e această plăcintă. Pun și eu aici. Și fii atent cireșelile astea, ce frumos stau ele aici. Uite-te și aici. Uite-te aici ce frumos stau aliniate. Minunat, nu alta. Acum pe deasupra, dacă vrei, poți să pui smântână, iaurt grecesc, o dulceață care îți place ție sau poți să o lași chiar așa. Și uite așa, o lingură generoasă de smântână sau de iaurt pe deasupra. Priviți și voi aici ce bine arată această plăcintă de cireșe. Plăcintă de cireșe proaspăt culese din grădină. Așa că, dragi pofticioși, haideți să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Și am să iau așa din vârf și hai să vedem cum e. Blatul cu unt e nemaipomenit. Umplutura senzațională, fină, delicioasă. Cireșele sunt exact cum trebuie să fie. De dulce, dulce exact cât trebuie. Ce să mai, o reușită de plăcintă. Hai să mai iau că îmi place cum a ieșit. Senzațională, mamă. Blatul zici că e un biscuite cu unt, nu alta. E sfârmicios, gustul acela de unt, puțin sărat, foarte bun. Foarte bun, ce să mai, o reușită de rețetă. Hai, ce bună e, mamă ce bună e. Numai cuvinte de laudă pentru această rețetă. Așa că, dragi pofticioși, cu jumătate de kilogram de cireșe faceți o plăcintă nemaipomenită. Iar eu, până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintit mereu pofticios și cu gândul la plăcinta de cireșe. Mamă ce bună e. Constantine, tu mai vrei ceva? A, nu vrei deloc? Nicio problemă. E supărat pe mine.